de solzi de pe ochi azi creștine și ochiți privească de sus și nu lăsa pleoapele să se închidă, ci azi să-L primești pe Iisus. Mai e puțin și plecăm cu toți acasă. Vine Domnul Maranata. Amin? Amin. După atâția zeci de ani, urmările celor ce au pus la cale moartea evreilor și la ora actuală se practică în România și în Oradea. Spunea cineva, prea mare curaj ai Caba, oameni care au contribuit la moartea evreilor îi scoate pe români afară din case și vrea să le ocupe ei că și-au făcut acte false, omorând și trimitând la Auschwitz pe evrei. M-a zguduit când am auzit și am vorbit cu evrei bătrâni, ei, asta este. Au contribuit la moartea evreilor și au făcut acte pe case și acum scoate pe români din case. Mafia, dezastru care este. Doamne, fă dreptate! Amin. Doamne, fă dreptate! Amin? Amin. Amin? Amin? Oare nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi care strigă zi și noapte? Amin! Aleluia! Amin. Înainte ca fratele Abel să ia cuvântul, vă rog să ocupați puțin locurile și fratele păstor Liviu Apolzan, Domnul să-l binecuvânteze, va avea un cuvânt. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în El Dumnezeu ne-a ales ca să fim sfinți, fără prihană înaintea Lui. Ne-a rânduit să fim înfiați prin Iisus Hristos, să fim răscumpărați și păcatele noastre iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Mai mult decât atât, a binevoit să ne descopere tainele, taina voii Lui, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși. În felul acesta am devenit, spune cuvântul, moștenitori, rânduiți de Dumnezeu, aleluia, ca să slujim de laudă slavei Lui. Amin. Aleluia. Lucrurile acestea s-au petrecut cu fiecare dintre noi când? După ce am auzit Evanghelia Mântuirii, amin, așa spune Pavel în Efeseni, am crezut în Domnul Iisus Hristos, am primit iertarea, am primit răscumpărarea, am fost justificați înaintea Tatălui. Dumnezeu a împăcat astfel și a făcut dreptate, pentru că și boala și ura împotriva evreilor și războaiele, ele n-au fost planificate la început de Dumnezeu. Când a intrat păcatul în lume, a fost de vină tot omul. Pentru că atunci când Dumnezeu i-a așezat în grădina Edenului, le-a spus așa, puteți să mâncați din tot pomii din grădină, dar din pomul din mijlocul grădinii, din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncați, pentru că în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Atunci, dragii mei, s-a întâmplat moartea spirituală a primilor oameni în grădina Edenului. Până atunci, în grădină n-a fost boală, n-a fost ură de rasă, n-au fost neputințe, n-au fost neajunsuri, pentru că Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a făcut după chipul și asemănarea Lui, l-a așezat într-un loc binecuvântat, în grădina Edenului, și vreau să vă spun că două pământuri sunt cele mai bogate astăzi în lume. Valea Joachim din California, care rodește 3 roduri pe an, și Valea Iordanului, pământul din zona Iordanului, care de asemenea rodește de 3 ori pe an. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate acestea Dumnezeu când l-a făcut pe om, l-a așezat în locul acela binecuvântat. Aleluia. Însă, de ce a îngăduit Dumnezeu răul în lume?
Păi dacă noi am fi spus că Dumnezeu este un dictator și face la comandă numai ce vrea, dar ne-a dat posibilitate să alegem. Că dacă îl alegem pe El, avem viață, avem bucuria mântuirii, că într-o zi ne vom întâlni cu El. Dacă îl alegem pe diavol, atunci facem lucrurile diavolului. Acum nouă ni se pare că lumea e scăpată de sub controlul lui Dumnezeu, dar să știți că nu e scăpată. Biblia zice că niciun fir de păr din capul nostru nu cade fără ca Dumnezeu să nu știe. Dacă Dumnezeu se îngrijește și știe că atunci când o vrabie cade de pe gar jos, cu cât mai mult cunoaște viața mea, viața ta, destinul tău, și haide să nu le lăsăm lucrurile încurcate, că Dumnezeu, dacă trecem prin vremurile acestea, lucrurile nu vin haotic, ele sunt la comanda lui Dumnezeu. Pentru că știți ce spune Dumnezeu? El este suveran în cer și pe pământ și face tot ceea ce vrea, fie că îmi place, fie că nu îmi place. Fie că îmi place cine guvernează lumea, că nu îmi place, datoria mea știi care este? Să mă rog lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu spune așa, Pavel spune așa în Efeseni, zice că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Odinioară eram goi, trăiam și fără de Dumnezeu, spune, fără cetățenie, fără drept de cetățenie, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Însă în Hristos Iisus, că și evreii, și români, și țiganii, și germanii, și americanii, și rușii, toți aceia care au crezut în Dumnezeu și au faptele credinței, născuți din nou și au mărturisit credința în apa botezului, toți suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Și dacă suntem acolo, spune cuvântul Domnului că El este pacea noastră care din doi a făcut unul. A surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei. Legea poruncilor rânduielile ei ca să facă pe cei doi să fie în El însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup. Lucrul acesta l-a făcut, spune Pavel, prin cruce. Căci prin el și unii și alți avem intrare la Tatăl într-un duc. Așadar, voi, noi toți, nu mai suntem străini unul față de celălalt, chiar dacă unul vorbește engleză, unul chineză, unul țigănească, unul iudaică, unul română, noi nu mai suntem străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinți, oameni din casa lui Dumnezeu. Și spune cuvântul Domnului că atunci când Dumnezeu va veni a doua oară pe pământul acesta, că odată a venit, și când a venit pe pământul acesta, a venit ca să ne răscumpere, să moară pentru păcatele noastre și să-și dea viața pentru păcatele noastre. A doua oară când va veni, va veni ca și judecător. Și spune Biblia că va pune pe îngerul său să sufle din șafarele astea, din trâmbițe, așa cum spunea frață. Și spune cuvântul că întâi să vor aduna și acolo va avea loc mare adunare generală a Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Cei care și-au schimbat viața, s-au născut din nou, și-au mărturisit credința în apa botezului, acolo va avea loc întâlnirea aceea mare și îl vom întâlna pe Domnul în văzduc și vom fi totdeauna cu Domnul. Ioan în Apocalipsa i s-a descoperit Dumnezeu și a spune așa în capitolul 7, versetul 9, după aceea, m-am uitat și iată că era o mare gloată de oameni pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea nu este nici a românului, nici a evreului, nici a sasului, nici a americanului. Este a Dumnezeului nostru care șade în scaunul de domnie și al mielului. Zice, strigau cu glas tare și ziceau, toți îngerii, zice, i-au întâmpinat
Și au venit în jurul lor și strigau și ei. Și spune cuvântul că atunci s-a zis amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Să ne sfințim trupul nostru, sufletul nostru și duhul nostru. Până când? Până când vine Domnul. Ca atunci să fim și noi membri în adunarea generală a lui Dumnezeu la răpire. Amin. Greetings once again in the wonderful name of Jesus Christ. Vă aduc salutări în minunatul nume al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. We thank God for another time that the Lord has given us to continue sharing in His presence. Mulțumim Domnului pentru încă o ocazie de a împărtăși în prezența Lui. I believe there is so much that the Lord wants to do for this short moment we're going to have in the presence of God. Cred că Domnul mai are încă multe de lucrat pentru noi în timpul scurt care ne-a mai rămas. I do appreciate the presence of the pastors in the house of the Lord today. Apreciez foarte mult prezența fraților păstori în casa Domnului astăzi. And every other person that comes from different places on this independent day. Și apreciez de asemenea contribuția fiecăruia dintre cei care au venit în această zi de sărbătoare. The Lord put it in my spirit just as it is in the physical that we are celebrating independence. Domnul mi-a pus pe inimă să sărbătorim independența. We will also experience the same independence or liberty in the spirit. Independență și libertate în Duhul. Because Jesus came to set the captives free. Pentru că Isus a venit să dea drumul celor captivi. And His presence is here to touch you and to make you free. Și prezența Lui este aici ca să te atingă și să te elibereze. When Jesus sets you free, you are free and free indeed. Când Hristos, când Fiul te face slobod, vei fi cu adevărat slobod. Hallelujah. Hallelujah. My voice is down a little bit. I've been preaching over last night, but just bear with me. Vocea mea mă cam părăsește, am predicat mult aseară și vă rog doar să mai aveți puțină răbdare. I bring a lot of greetings from London, England. Vă aduc multe salutări din Londra, Anglia. The Church of Jesus Christ is greeting you. Biserica lui Iisus Hristos vă salută. I come from a church called the Tabernacle of David. Vin dintr-o biserică numită Cortul lui David. And the Lord called me all the way from Kenya to come and he told me the time has come for him to restore the tabernacle of David. Domnul mi-a făcut o chemare de pe când eram încă în Kenya să îl urmez pe el în această lucrare de restaurare a cortului lui David. And he sent me to come to London, England, where the Lord said I should build a prayer center, 24/7 prayer going on that will establish the tabernacle of David that will be able to touch nations all around Europe. Și Domnul m-a trimis în Londra ca acolo să înființez un centru de rugăciune necurmată, ca prin aceasta toate națiunile să fie binecuvântate. And every Sunday evening we're meeting people from various churches coming together and we are praying from people from different ethnics praying for revival. În fiecare sâmbătă ne adunăm creștini din multe grupări religioase și rădăcini istorice ca să ne rugăm pentru trezire spirituală. Because we know Jesus Christ is coming back very soon. Pentru că știm cu toții că Iisus se întoarce în curând. But there is one thing that the Lord put in my spirit. Este însă un lucru pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în duhul meu în mod special. Jesus Christ is coming back, but the church was born in the upper room. Iisus Hristos vine în curând. Biserica lui s-a născut în camera de sus. The church before Jesus comes, he will also restore the power, the same power that the church was born with, it's going to be restored. Înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, însă, puterea aceea revărsată în odaia de sus va fi restaurată în biserica sa. So the glory of this latter church will be more greater than the former church.
astfel încât slava acestei biserici de pe urmă să fie mai mare decât slava bisericii din tâi. Amin, amin. Because Jesus Christ asked to glorify himself. Pentru că Iisus Hristos ne-a chemat să -i dăm slavă și glorie. That the world will see Yeshua, a Messiah whom they crucified on the cross. Ca lumea să-l vadă prin noi pe Iisus Hristos, cel pe care l-au răstignit. But we are the carriers of that power. Noi suntem purtătorii acestei puteri. And with that power, greater things are going to happen. Și prin această putere, lucruri mari urmează să se întâmple. I don't promise days are going to be easier. Things will become, they will be tough as we coming to the nearing of the Lord Jesus Christ. Nu promit că va fi zile bune, ci dimpotrivă, că vor veni zile grele de încercări. But it's only through the power of God that we are going to stand at these difficult times. Și în aceste vremuri, singura noastră scăpare este să ne încredem în intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. We're going to be reading some few scripture, and the very first scripture I'm going to establish is Ephesians chapter 5 verses 18. În primul rând, vom citi mai multe versete din Scriptură, dar în primul rând vreau să citesc din Efeseni, capitolul 5, verse. Răscumpărați vremea, începând de la versetul 16, căci zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Amin. In verse 18, which is my main text there, it says, and be not drunk with wine, wherein is excess. În versetul 18, care este versetul central al mesajului meu, ni se spune, nu vă îmbătați de vin. But be filled with the Spirit. Ci fiți plini de Duh. I want you to look at your neighbor next to your right or left. Aș vrea să te uiți la cel din dreapta și stânga. And tell them, be filled with the Spirit. Și rostește aceste cuvinte, fii plin de Duh. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Be filled with the Spirit. Fii plin de Duh. Be filled with the Spirit. Hallelujah. Now the word be filled, filled is a continuous tense. Cuvântul acesta în original este un verb la timpul continuu. In other words, God is expecting us to be filled with the Spirit on a daily basis. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se așteaptă ca noi să fim umpluți în fiecare zi. The Bible begins by showing us on the day of Pentecost, the Spirit of God was released upon the church. Biblia ne spune că în ziua din tâia săptămânii, în ziua cincizecimii, biserica a fost umplută cu Duhul Sfânt. Acts chapter 2 verse 4, the Bible says, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came upon them and they were all filled by the Spirit, or with the Spirit of God. Biblia ne spune în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, că ei au fost toți umpluți cu Duhul Sfânt. And in Acts chapter 4 verse 31, și în capitolul 4 din Fapte, the Bible says they gathered together in prayer. Ni se spune că aceiași oameni s-au adunat în rugăciune. And after they finished praying, the place they were standing was shaken. Și după ce s-au terminat de rugat, locul unde stăteau s-a tremurat. And the Bible says, and they were again filled with the Spirit of God. Și Biblia ne spune că din nou au fost umpluți cu Duhul lui Dumnezeu. So if we are going to fight with, you know, issues that are coming on our days, every day in our lives. Deci, dacă noi avem de confruntat toate aceste lucruri grozave care urmează să se întâmple, if we are going to fight with any kind of sickness or addictions, dacă avem de luptat împotriva dependențelor și împotriva bolilor, we're not going to make it with only the spirit or the feeling of the spirit that happened years and years back. Nu vom reuși doar pe baza experiențelor noastre din trecut. God wants us to receive fresh pouring of his Spirit every day. Dorește ca noi să primim o revărsare proaspătă a Duhului Său în fiecare zi. God wants you to be filled every morning. Dumnezeu vrea ca în fiecare dimineață să fii. God wants you to be filled every evening. În fiecare seară să fii umplut. And if you stay filled with the Spirit, și să rămâi umplut cu Duhul Sfânt, there shall be never any evil that shall stay in you. Dacă va fi așa, nu va putea să se apropie de tine. Amazingly, today in the church, is, you know, you find the big number are sick.
Este uimitor că în biserica zilelor noastre foarte mulți oameni sunt bolnavi. Almost 90% of the people that come to church, they are coming because they need to be healed. Cam 90% din cei care vin la biserică vin pentru că au nevoie de vindecare. It wasn't so in the days of apostles. Dar n-a fost așa în zilele apostolilor. People came together to worship God. Oamenii se adunau ca să se închine lui Dumnezeu. And what happens today is that because we have not allowed to be filled by the Spirit of God. Și ce se întâmplă dacă noi nu lăsăm să fim umpluți de Duhul lui Dumnezeu? People are filled with different things. Oamenii se umplu cu alte lucruri. Some are filled with addictions. Unii se umplu cu tot felul de dependențe. Some are filled with hatred. De ură. Some are filled with bitterness. Alții se umplu de ură. But the Bible says, be filled with the Spirit. Biblia ne spune, fiți plini de Duh. Because the Spirit of God, căci Duhul lui Dumnezeu, will cause everything to happen. Va face ca vindecarea să aibă loc. Easier in your life. Și toate lucrurile să meargă mai ușor. It's like when you have a tool that needs to be oiled so that it cannot have friction. Este ca și când ai o mașină care trebuie să o lubrifiezi, să o ungi. You have to oil it and make it a little greasy so that it can have clear movement and things will be easier. Trebuie să-i pui un soare ca angrenajul acesta să poată merge mai ușor. So your life must be oiled every day. Tot așa viața ta trebuie să fie unsă în fiecare zi. So that things will be easier in your life. Ca lucrurile să meargă mai ușor în viața ta. We've got brothers and sisters that are fighting with things like smoking, drinking and all these things and they cannot stop because they are not filled with the Spirit. Mulți oameni care se luptă cu alcoolul, cu drogurile, cu păcate și nu au succes pentru că nu sunt plini de Duhul. Nothing else will fill you. Nimeni și nimic altceva nu te poate. Only the Spirit of God. Duhul lui Dumnezeu îți dă smerenie. And when you are full of the Spirit, și când ești plin de Duhul, you become a winner every day. Vei fi un câștigător în fiecare zi. The Bible says Jesus went for fasting for 40 days and 40 nights in the wilderness. Biblia ne spune că Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie 40 de zile și 40 de nopți și a postit acolo. And the Bible says when the days were completed he came back. Și Biblia ne spune când a isprăvit acest post s-a întors. In the book of Luke chapter 4 the Bible says he came into the temple. Și Biblia ne arată în capitolul 4 din Luca, filled with the Spirit, că el a venit la templu plin de Duhul Sfânt. So this is not just a one time thing. Deci lucrul acesta nu este un lucru care se întâmplă odată. If we want to experience miracles in our lives every day. Dacă vrem să experimentăm miracole în viața noastră în fiecare zi. You have to be filled every day with the Spirit of God. Trebuie ca în fiecare zi să fii umplut de Duhul lui. The Bible tells us. Biblia ne spune. If the Spirit that raised Jesus Christ from the dead dwells in you. Că dacă Duhul care l-a înviat pe Fiul lui Dumnezeu dintre morți locuiește în tine. It will vitalize your mortal bodies. Îți va vitaliza trupul. It will give your body strength. Îți va da putere în trupul tău. So that means when the Spirit of God is alive inside you. Asta înseamnă că dacă Duhul lui Dumnezeu este viu înăuntrul tău. No disease can stay in you. Nicio boală nu poate sta în tine. No cancer can stay in you. Niciun cancer nu poate sta în tine. No diabetes can stay in you. Niciun fel de boală nu poate sta. But why do we find in the church we have this every day people coming with various sicknesses? Cum se face atunci că sunt așa de mulți oameni în biserică care vin cu atât de multe boli? Do you know when God created you in the beginning, he never created you to be sick? Știți că s-a mai spus aici când Dumnezeu a creat omul, nu l-a creat să fie bolnav. He never created you to be sick. Nu ne-a creat ca să fii bolnav. He created you to be healthy in your life. Și ne-a creat să fim sănătoși. But when we don't allow the ministration of the Holy Spirit upon our lives, then we allow sicknesses and disease to come in. Dar atunci când nu lăsăm ca ungerea Duhului Sfânt să lucreze în noi, atunci permitem bolilor și necazurilor să. It is only the Spirit of God will keep the sickness away. Numai Duhul lui Dumnezeu îndepărtează boala. Some people are full of bitterness in their lives. Mulți sunt plini de amărăciune în viața lor. Some people are filled with anger and fear.
Mulți sunt plini de frică și de mânie. But it's only the Spirit of God that brings life and power. Numai Duhul lui Dumnezeu aduce viață și putere. In the book of Acts chapter 1 verse 8 the Bible says. În Cartea Fapte 1 cu 8. You shall receive power. Veți primi o putere. When the Spirit of God comes on you. Când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. And you shall become witnesses to God. Și veți fi martori. It's by the Spirit of God. Prin Duhul lui Dumnezeu. That fear will go out of our lives. Frica dispare din viața. That you'll be made free from any bondage that is holding your life. Eliberați de orice legătură care îți ține legat. I've always found if the stove is not on, the one that you cook with, if it's not on, then you can have any kind of insects running around it. Voi știți foarte bine că pe soba în care nu este foc se poate așeza orice fel de insectă. Because it's cold. Pentru că e rece. But when you switch it on. Dar dacă aprinzi focul în every sobă, small insect will run their own directions. Oricât de multe insecte ar fi, nu se vor atinge de plită. And that is the life of a Christian. Același lucru e valabil. You must be a hot Christian. Trebuie să fii un creștin în flăcări. And the only way to make you hot Christian is by being filled by the Spirit of God. Și singurul lucru care te poate face înflăcărat pentru Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu. So that demons will not live in you. Ca niciun demon să nu poată sta în tine. Because we have found a lot of Christians, they are in the church but they are full of demonic attacks in their lives. Există creștini care vin în biserică, dar diavolul și atacurile demonice au izbândă în viața lor. You have the power that can change the world. Tu ai puterea care poate schimba lumea. And that power is the power of the Holy Spirit. Și această putere este Duhul Sfânt. I said that power is the power of the Holy Spirit. Această putere este puterea Duhului Sfânt. Therefore Paul is saying be filled with the Spirit of God. De aceea zice apostolul Pavel, fiți plini de Duh. That means people are filled with different things in their lives. Asta înseamnă că poți fi plin și de altceva. The Bible tells us in the book of Acts chapter 10 verse 38. În Fapte 10 cu 38 ni se spune how God anointed Jesus Christ with the Holy Spirit. Cum Dumnezeu l-a uns pe Duhul Sfânt cu Duhul Sfânt. It's amazing that even Jesus Christ being divine, he needed the Holy Spirit to accompany him. Este uimitor cum Iisus Hristos fiind de origine divină a avut nevoie să fie însoțit de Duhul Sfânt. If that's the case, how about you? Dacă așa este cazul în privința lui Isus. If Jesus walked with the Holy Spirit. Ce zici de tine? Don't you need more of the Holy Spirit in your life? Dacă Isus a umblat în Duhul, oare nu ai nevoie și tu să umbli? God anointed him with the Holy Spirit and with power. Dacă Dumnezeu l-a uns pe el cu Duhul Sfânt și cu putere. And he went everywhere. Și în felul acesta s-a dus prin doing minuni, miracles. Făcând minuni. Because God was with him. Pentru că Dumnezeu era cu el. It is by the Spirit of God that miracles will happen. Tot prin Duhul lui Dumnezeu vor avea loc miracole și în viața ta. And when the world sees the miracles, they will come to Jesus. Și când lumea va vedea aceste minuni, va veni la Isus. Hallelujah. Hallelujah. So God has called you to be a worker of miracles. Deci Dumnezeu te-a chemat să fii un lucrător al minunilor. Mark chapter 16, signs and wonders shall follow them that believes. Biblia spune că semne și minuni vor însoți pe cei care vor crede. In my name they shall cast out devils. În numele meu vor scoate demoni. They shall lay their hands on the sick and they will be healed. Își vor pune mâinile peste bolnavi și vor fi tămăduiți. They shall speak in new tongues. Vor vorbi în limbi noi. That is the promise of God for you. Aceasta este o promisiune lui Dumnezeu pentru voi. And God wants you to be filled by the Spirit. Și Dumnezeu vrea să fii plin de Duhul Său. Monday you must be filled with the Spirit. Luni trebuie să fii plin de Duhul. Tuesday you must be filled with the Spirit. Marți trebuie să fii plin de Duhul. You must stay full of the Spirit of God. În fiecare zi trebuie să trăiești plin de Duhul. The devil fears anyone that is filled with the Spirit and speaks in tongues. Diavolul se teme de cei care sunt plini de Duhul și vorbesc în alte limbi. Can I tell you something? Vreau să vă spun ceva. I can pray in a Kenyan language. Eu pot să mă rog în limba keniană. And the devil will interpret it. Și diavolul va traduce. I can pray in Romanian language. M-aș putea ruga și românește. Even maybe probably Greek. Sau poate chiar în greacă. But the devil will interpret it. Dar diavolul va înțelege limba. But there is only one language. Dar există o limbă. That makes him confused. Care nu înțelege. It's the language of the Spirit of God. Este speaking in tongues. Vorbirea în alte limbi.
Hallelujah. Hallelujah. There are times that I've been in trouble in my life. Au fost vremuri în care am dat de necaz în viața mea. And I began to speak in tongues. Și am început să vorbesc în alte limbi. I began to build myself. Am început să mă zidesc pe mine. With the tongues of the Holy Spirit. Vorbind în alte limbi. And I got healed. Și Dumnezeu a vindecat. Just in case of any attacks that the devil put on me. De orice boală care diavolul încerca să o. Can I tell you something? I've experienced God working miracles through speaking in tongues. Vreau să vă spun ceva, dacă îmi permiteți, ce a făcut Dumnezeu minune prin vorbire în alte limbi. And God wants you to be filled. Și Dumnezeu vrea ca și tu să fii plin. That you can be able to minister to people. Să poți sluji altor oameni. And set the people of God free. Și să slobozești la rândul tău poporul. Because God wants to extend his kingdom through you on the face of the earth. Căci Dumnezeu vrea să-și extindă împărăția lui pe fața pământului. When you are filled with the Spirit of God, când ești umplut de Duhul lui Dumnezeu, there will be God's fullness upon your life. Plinătatea lui Dumnezeu va fi peste viața ta. We find this in the book of Isaiah chapter 11. Găsim lucrul acesta în cartea lui Isaia, capitolul 11. The Bible says there shall be a rod that shall come from Jesse. Biblia spune că din seminția lui Iese Domnul își va întinde toiagul. And he's speaking about Jesus Christ. Vorbește despre Domnul Iisus Hristos. And the Bible says, and the spirit of wisdom shall be upon him. Și spune că Duh de înțelepciune va fi peste el. The spirit of the fear of God shall be upon him. Duh de frică de Domnul va fi peste el. The spirit of understanding and power shall be upon him. Duh de putere și de înțelepciune va fi peste el. And the spirit of knowledge shall be upon him. Și Duh de cunoștință, de discernământ. These are the things that the spirit of God brings in your life. Astfel de lucru aduce Duhul lui Dumnezeu peste viața ta. When he comes upon your life, every hour of your life experiencing him. Când vine peste tine în fiecare zi, în fiecare oră. You'll have wisdom that the world cannot understand. Vei fi înzestrat cu o înțelepciune pe care lumea nu o înțelege. You will have even knowledge that people who have gone to school will not have it. Vei avea o cunoștință pe care nici cei educați în școli nu au. When God called, anointed Peter and John and the other disciples, and they began to preach the gospel in the power of the Holy Spirit. Când Dumnezeu a chemat oameni simpli ca Petru și Ioan și Andrei și i-a umplut de Duhul Sfânt, nimeni n-a putut sta. People looked at them and said, where are they coming from? Oamenii se uitau la ei și se întrebau, de unde veni? What kind of a wisdom is this? Ce fel de înțelepciune este aceasta? Because and the Bible says that nobody couldn't understand because they were unschooled. Pentru că știm despre ei că sunt neșcolarizați. The Spirit of God will bring wisdom. Duhul lui Dumnezeu aduce înțelepciune. Upon your life. În viața ta. Some of you, you need wisdom. Unii dintre voi aveți nevoie de înțelepciune. You've been struggling in your marriage. Poate că ai probleme în căsnicia ta. You need wisdom on how to carry or to bring your house. Ai nevoie to take care of your home. Ca să știi cum să-ți rânduiești casa, să-ți administrezi familia. Some of you have been struggling maybe with your children. Poate că ai probleme cu copiii tăi. It's not by pushing them to do what you want, it's by the wisdom of God that comes through the Holy Spirit that they will change. Nu cu forța îi poți schimba, ci cu înțelepciune care vine de la Dumnezeu. Tonight the Lord is speaking to you. În seara aceasta Dumnezeu îți vorbește. There is a river that is flowing. Există un râu care curge. The river of the Holy Spirit. Râul Duhului Sfânt. And he says the time is now. Și Biblia spune că vremea este acum. To perform miracles for God. Să se întâmple semne și minuni. Joel chapter 2 verse 28 the Bible says. Biblia spune în Ioel capitolul 2 versetul 21. That in the last days God shall pour out his spirit upon all flesh. Zilele din urmă Domnul va turna din Duhul Său peste orice faptură. The days of Pentecost, where the last days, that's where the last days started. În ziua cincizecimii au început zilele din urmă. We are still in the dispensation of the last days. Noi suntem încă în dispensațiunea zilelor de pe urmă. So at this time is the time of the outpouring of the Holy Spirit. Deci ziua de astăzi este ziua revărsării Duhului Sfânt. You want to know how Jesus performed miracles? Vrei să știi cum a făcut Domnul Iisus? Do you want to know why Jesus gathered crowds and people followed him? Vrei să știi cum de s-au adunat mulțimi de oameni în jurul lui Iisus și l-au urmat? The Holy Spirit. Duhul Sfânt. Do you want to know what caused the disciples of Jesus have so much power that even the shadow of Peter will heal the sick?
Știți cum de ucenicii Domnului Iisus aveau atât de mare putere încât până și umbra lui Petru vindecau bolnavii? It was through the Holy Spirit. Prin Duhul Sfânt. This is the secret. Acesta este secretul. This is the secret. Acesta este secretul. If you know how to accept the Holy Spirit in your life. Dacă știi cum să primești pe Duhul Sfânt în viața ta. Give him full charge in your life. Cum să-i dai control de plin în viața ta. Your life is going to be filled with the fullness of God. Viața ta va fi umplută de plinătatea lui Dumnezeu. Nothing is going to miss in your life. Și nimic nu se va mai încurca în viața ta. Nothing is going to lack in your life. Nimic nu va mai lipsi din viața ta. Because the Holy Spirit is the healer. Căci Duhul Sfânt este vindecător. If you thought pastors heals you, you are mistaken. Dacă ți-ai închipuit că păstorii te vor vindeca, the Holy Spirit is the teacher, is the healer. Duhul Sfânt este învățătorul și vindecătorul. He uses human vessels so that they can transfer the power. Duhul Sfânt folosește vase omenești ca să transfere puterea lui prin ei. He is our healer. El este vindecătorul. He is our teacher. El este învățătorul. He is our comforter. El este mângâietorul. He is our counselor. El este sfetnicul. He is everything you need in your life. El este tot ce ai nevoie în viața ta. And I have understood many times. Am înțeles că de multe ori. When I gave the Holy Spirit chance to do whatever he needs in a meeting, he did. Când îi deschid inima Duhului Sfânt să facă ce vrea el. Give charge to the Holy Spirit. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze în biserică. Be filled with the Spirit. Fiți plin de Duh. I say, Romania, be filled with the Spirit. De multe ori spun asta. Fiți plin de Duh. Sometimes we are full of different things in the church where people, you know, complain of this and complain of that, and you know, people bring all kinds of fighting and disagreements in the church. De multe ori ne lăsăm umpluți de controverse și de certuri între noi în biserică. Churches not wanting to mix with another church. Sunt biserici care nu vor să aibă nimic de a face cu altă biserică. Pastors don't others not wanting to mix with others or even pray together. Chiar păstori care nu vor să audă de alți lucrători sau nici măcar să se întâlnească la o altă. If we are filled with the Spirit and allow the Spirit, these things will cease. Dacă lăsăm pe Duhul Sfânt să ne umple, aceste lucruri vor dispărea. Hallelujah. Hallelujah. The book of Ezekiel 47, it gives us an example. Cartea prorocului Ezechiel, capitolul 47, ne dă un exemplu. Of how God needs to fill us every day. Cum Dumnezeu dorește să ne umple în fiecare zi. Ezechiel 47, from verse 1, the Bible says. Începând cu versetul 1 din Ezechiel 47, Biblia spune. In a vision, Ezekiel was taken into a certain river. În vedenie, Ezechiel a fost dus la un anumit râu. And the person that brought him to the river, he began to measure the levels of water. Și un înger măsura adâncimea apei. He measured 1,000 cubits at first. A măsurat mai întâi 1,000 de coți. He measured again another 1,000 cubits. Și a mai măsurat încă o dată 1,000. But the first measurement, the Bible says, when he measured, he was told, now I want you to walk into the water. Și Domnul i-a spus prorocului, intră în apă. And the Bible says the water was an ankle level. Și Biblia spune că apa era până la genunchi. And another second time after the measurement, the water went up to the knee level. Prima dată până la glezne, după aceea până la genunchi. On the third time, they measured another 1,000 cubits and the water went up to the waist level. După a treia mie de coți, apa ajungea până la brâu. But the Bible tells us the last time when he measured, dar Biblia ne spune că la ultima măsurătoare, he was told now walk. I s-a spus să umble. And the Bible says it was a river that he could not cross. Dar el nu mai putea să umble. That is the level God is calling everyone to. La un astfel de nivel al iubirii lui Hristos. Where you're going to swim in the Holy Spirit. În care să înoți, să trebuiască să înoți. Where you're going to enjoy the presence of the Holy Spirit. În care să te bucuri de prezența Domnului. Rise from the ankle level.
Ridică-te de la nivelul gleznei. Uncle Levi is not enough. Nu-i destul până la nivelul gleznei. Uncle Levi is when you give your life to Jesus. Acesta este nivelul la care îți dăruiești viața lui Isus. Rise up to another level. Ridică-te la un nivel superior. Because God is expecting you to swim and be filled with the Spirit. Căci Dumnezeu se așteaptă ca tu să înnoți în Duhul. This is what is going to produce power in your life. Atunci se va produce putere în viața ta. And when people see the power of God moving in your life through the Holy Spirit, their lives will never be the same. Când oamenii vor vedea puterea Duhului Sfânt în viața ta, viața lor nu va mai fi la fel. God is expecting you to touch the world. Dumnezeu se așteaptă ca prin tine să atingă lumea. It cannot happen without the aid of the Holy Spirit. Nu se poate fără ajutorul Duhului Sfânt. Be filled with the Spirit. De aceea fiți plini. Those who have been filled 10 years ago. Nu-i destul că ai fost umplut în urmă cu 10 ani. When the Bible says be filled, it's a continuous thing. Be filled again. Căci Biblia spune să fii umplut în permanență. Those who have been filled 50 years ago. Cei care ați fost umpluți cu 50 de ani. Let us be filled again. Haideți să mai fim umpluți odată. Because one of the things the Bible says before the coming of the Lord Jesus. Căci înainte de a doua revenire a Domnului Isus. The love of many will grow cold. Dragostea celor mai mulți se va răci. Do you know the love of many will grow cold because they have allowed the Holy Spirit to leave them. Știți de ce se răcește dragostea? Pentru că Duhul Sfânt s-a depărtat. But we need him every hour. Noi avem nevoie de Duhul Sfânt în fiecare oră. We need him every time. De fiecare dată. Before you leave here tonight. Înainte de a pleca din locul ăsta. As I come to the end of this message. Acum când închei acest mesaj. I want you to understand. Aș vrea să înțelegi. That God is calling you into a deeper level. Că Dumnezeu te cheamă la un nivel mai profund. You have been enjoying the showers for a long time. Te-ai bucurat doar de un duș. It is the time for the real thing. Este vremea să fii cufundat. In Joel he says, I will pour out. În Ioel ni se spune că voi turna. And this is the time of the outpouring. Nu doar niște strop, ci voi turna. I command that the power of God will be poured upon your life. Mă rog ca puterea Duhului Sfânt să fie turnată peste viața ta. And the power of God will be poured upon your family. Și asupra familiei tale. And there will be changes all over your family. Și să se întâmple schimbări în toată familia ta. He want to bring change. Domnul Iisus vrea să aducă schimbare. Just open up yourself tonight. Deschide-te în seara aceasta. And allow him to fill you again. Și lasă-l pe el să te umple. I know there are those who have never been filled completely, not even once. Cred că mulți dintre noi au fost umpluți, dar nu pe deplin. Tonight he will fill you. În seara aceasta and aș you vrea ca el să te umple. New tongues. Să vorbești în alte limbi. And for those who have been filled. Pentru cei care ați fost umpluți. Ask for another level, the outpouring of the Holy Spirit. Cere o nouă revărsare, o nouă umplere a Duhului Sfânt în viața ta. Can I tell you, the Holy Spirit has been even closed doors in some ministries or churches. Știți dumneavoastră că Duhul Sfânt a închis anumite uși în multe lucrări spirituale. He is not welcome in some churches. În multe biserici el nu mai este bine primit. And if you speak in tongues in some churches, you are in trouble. Și dacă vorbești în alte limbi în unele biserici, ai dat de necaz. But let me tell you. Dați-mi voie să without the Holy Spirit, then the church will be a dead place. Fără Duhul Sfânt, biserica este un loc pustiu și gol. Because he brings life. Pentru că Duhul Sfânt aduce viață. He is the one who brings life. El este cel care aduce viață. And tonight he is ready to bring life into your life. Și astăzi este ziua în care el vrea să aducă viață. We are going to stand and we are going to call him to fill us afresh. Haideți să ne ridicăm în picioare. We are going to ask him to fill us afresh. Să lăsăm o rugăciune către Domnul să ne umple din nou cu Duhul Său. And we are going to pray for prayer requests that you have given out. Și ne vom ruga pentru aceste bilețele care au fost trimise cu cereri de rugăciune. That the presence of God will be upon every part of the need that you have brought us tonight here. Ne vom ruga ca puterea Duhului Sfânt să atingă fiecare nevoie menționată în aceste biletele. But we are going to pray. I'm going to ask my brother just to lead us with one song. We will sing and we have to pray and worship and pray in the Spirit. Rog pe fratele să înceapă o cântare și în timpul acesta vom cânta și ne vom ruga Domnului. And the Spirit of God is going to be everywhere. Și Duhul Domnului va umple locul acesta. And at this particular moment I'll request every one of us. Și în chiar momentul acesta aș vrea să vă rog pe toți. Please, if you can maintain now
your stability wherever you are. Vă rog să nu mai ieși, să nu mai faceți mișcări. Don't move around. Nu vă mai mișcați. Because the Spirit of God is ready to touch and move. Căci Duhul Sfânt este gata să se atingă și să se miște. Hallelujah. There are many people tonight here. Sunt mulți oameni în seara aceasta aici. The Spirit of God told me there are people, a lot of hundreds of people with suffering from diabetes. Sunt oameni care suferă de diabet, mi-a arătat. And God is going to heal diabetes tonight. Dumnezeu vrea să vindece diabetul în seara asta. There are some people that have so many also who are suffering from the heart problem. Sunt oameni care au probleme cu inima. God is going to heal heart problems tonight. Dumnezeu vrea să vindece inima ta. This is the hour for your miracle. Aceasta este ora în care minunea intră în viața. The hour has come. A venit vremea. Last night we experienced a woman walking out of the wheelchair. Aseară am văzut o femeie ridicându-se din scaunul cu rotile. She's been on that wheelchair for a long time. De multă vreme a avut nevoie de scaunul cu rotile. But she believed God could heal her, and she raised. When I was praying for her, she decided to rise and walk. Dar ea a crezut că Dumnezeu a vindecat-o, s-a ridicat și a umblat vindecată. And she walked up and about in the church. Și a umblat prin biserică lăudând pe Domnul. This is the hour. Aceasta este ora. For any miracle. Pentru ca Dumnezeu să facă minuni. You are expecting healing. This is the hour. Dacă aștepți o minune, asta e ora. I'm going to ask now. We can just worship the Lord. Haideți să lăudăm pe Dumnezeu, să-i dăm slavă și mărire. Let us sing, sisters. Just go ahead. Cântați, fraților. Thank you. Mulțumim. Dumnezeu să dea vindecare în continuare. Prin sângele Domnului e putere. E putere. E putere în sângele lui Iisus Hristos. Cu toți îl lăudăm pe Domnul. E putere. Să-i dăm slavă. E momentul biruinței tale prin regele lui Iisus.
E momentul tiriței tale prin rănile lui Iisus la balcon, în sală. Vorbește la altrii în taine cu Dumnezeu, zidește-te, cânte la altrii, aleluia! Regosi, prodoșimele, cantara caloșelor! Regosi, prodoșimele, prodoșimele, cântă! Declarăm rezolvarea în numele Domnului Iisus! Declarăm vindecarea în numele Domnului Iisus, aleluia! 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 Se paradoși pe covedoși pe nevără! Se paradoși, se întâmplă minunea cu tine! Se întâmplă minunea casa ta! Aleluia! Aleluia! Domnului, în sală se plimbă flacăra Domnului în vederea rezolvării problemelor, aleluia! Gloria lui Iisus! Gloria lui Iisus! Gloria lui Iisus! Shabara karata ramana simbro doshimete! Domnul își poate, aleluia! Casa ta va fi dusă în cer! Copilul tău care acum este alcoolist! Casa ta va fi rezolvată! Domnul sau nu poate. Cine crede că Domnul îi poate? Aleluia! Ribe de oștivele, subele filme. Aleluia! 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 I prodo și brecai taragado șel. Ești pregătit? Ești pregătit? Ești pregătit? Ești pregătit? Aleluia! Astera doșimene filme Ramena de acarada Sibrega doșimene filme Unde-ți e credința? Unde-ți este credința? În viața asta ce alegi? Ești pregătit? Ești pregătit să zbori? Fii plin de Duhul Sfânt! Roagă-te în alte limbi, chiar acum taine vorbești cu Dumnezeu. Zidește-te în vremea aceasta, aleluia! Ca sfârșitul anului 2010 să fie un sfârșit de an de mare victorie, de mare biruință, prin Duhul Sfânt care s-a coborât peste tine astăzi, aleluia! Domnul și-a început lucrarea în multe familii astăzi. Domnul și-a întins mâna azi aici, aleluia! Și laud numele Lui, glorie Lui, glorie Lui, glorie Lui! Orice bolnav să primească vindecare în numele Iisus. Așa cum fratele spunea, pune mâna pe capul tău și fii vindecat. Pune mâna pe capul tău și coloana ta va fi vindecată. Aleluia, diabetul tău se rezolvă chiar acum, aleluia! Tensiunea ta se rezolvă chiar acum, aleluia! Robe șamana gadoșemere fele gadoșelezeni. Tumoarea nu mai are loc în trupul tău, căci Duhul Sfânt e peste tine! Ramenado, shamanagada, ramanagado, shenyazin!
În numele Domnului Iisus primește vindecarea. În numele Iisus primește vindecarea. Aleluia, la balcon, la balcon, aleluia, în sală. Se perdoșe, se întâmplă miracole aici. Și toate datorită jertfei din Golgota, rănile lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Tu n-ai nevoie de vindecare? Tu n-ai nevoie de lucrare în casa ta? Roagă-te! Tu cu ochii la, roagă-te ca să lucrezi Domnul în casa ta! Roagă-te să lucrezi Domnul în familia ta! Roagă-te să lucrezi Domnul la cauza ta! Aleluia! Elumina ragașa managada șaniazen la brodoșta ragada șamanagadoșeln romena godoșemenefeln eluminaria gadoșene. Simt o putere extraordinară și mulțumesc Domnului pentru ceea ce se petrece în momentul acesta. Îi mulțumesc Domnului ceea ce se petrece, aleluia, aleluia. Dați-mi voie, vă rog, și vă rog, rețineți, voi fi foarte, foarte scurs, stați puțin, chiar dacă stați în picioare. Înainte ca fratele Silviu cu să facă o rugăciune de mulțumire să roage Domnului, vreau să vă spun un miracol care a avut loc în Spania, în Alcora, luni, și anume, nu numai cu o lună, atenție, nu numai că luni eram în Spania, eram în localitatea aceea la o biserică. Vine un bărbat și o femeie însărcinată, vine plângând amândoi. Spune, avem doi copii, soția mea este însărcinată. Toate analizele, la toți doctorii care am fost, peste tot ni s-a spus așa, ne pare rău, nu mai știm ce facem, e cam târziu. Când soția dumneavoastră naște, rămâne oarbă definitiv și pentru totdeauna. Nimeni în lume nu va putea face nimic. Rămâne oarbă definitiv pentru totdeauna. N-aveți ce face? Pentru ultima dată o să-l vedeți pe soțul când veți merge la spital. Pe copii o să-i vedeți pentru ultima dată. Am adresă, am date, am telefon, la ce vă vorbesc, nu vorbesc prostii. Ne-am rugat și am făcut rugăciune în numele Domnului Iisus. Aleluia! Și am zis, anunțați-ne când merge la spital. Duminică seara am primit un telefon aici pe celularul acesta, un mesaj. Și spune așa, mâine dimineața, adică luni dimineața, soția mea va fi la spital și prin cezariană va, mă rog, pentru a naște copilul care urmează. Imaginați-vă, rog să rețineți. Când s-a dus femeia aceasta și când a intrat în salon și când a intrat pentru operație și a îmbrățișat bărbatul, s-a uitat la el și a zis, pentru ultima dată îl văd. M-a zguduit lucrul acesta, nu spun povești. S-a uitat la bărbat, pentru ultima dată te văd, niciodată nu te mai văd. Ajutul medicii! S-a adunat copiii și o pupat, s-a uitat la ei, cum apare de aproape, cum apare și pentru ultima dată vă văd. O româncă, român și el și ea, aleluia, luni dimineața, aleluia, a urmat cezariana, recobio șaniazen. Imaginați-vă o despărțire, cum și-a îmbrățișat soțul, înainte de a intra în sala aceea, mă rog, și-a fi pentru cezariană, s-a uitat la el pentru ultima dată, niciodată nu te mai văd, soțul meu, nu-ți mai văd ochii, nu-ți mai văd frumusețea, nu te mai văd niciodată, la copii la fel. Am strigat la Dumnezeu, luni dimineața, azi e miercuri, Oseana, aleluia, zice Domnul, eu lucrez, Iași va vedea și copilul care îl va naște, acesta e Dumnezeu, aleluia, romenadoșamanagadoșaniazen, și am intrat în rugăciune înaintea Domnului, aleluia, și acel copil, mă rog, care s-a născut de 4,3 kg, și al vede. Nu puteți striga aleluia? Aleluia! El vede pe copilul care s-a născut. Ea vede copiii, își vede bărbatul, aleluia! Aleluia! Și medicii din Spania rămas de rușine! Menu șamana ragadoșaniazen, melobro cadoșaniazen. Dau date, mesajele sunt aici pe celularul acesta. Aleluia! Când îmi scrie, mulțumesc Domnului, vă mulțumesc și dumneavoastră care v-ați rugat, soția mea, un copil de 4,3 kg și vede, mă vede pe mine, vede pe noi și n-are nimic, e sănătoasă. Aleluia! Aleluia! Acesta e Dumnezeu, aleluia! Puteți striga toți împreună, slăviți să fie Domnul? Mai odată, slăviți să fie Domnul? Slăviți să fie Domnul? Acest Dumnezeu va rămâne prietenul tău de azi înainte.
unde solzi de pe ochi azi creștine și ochii-ți privească de sus și nu lăsa pleoapele să se închidă, ci azi să-L primești pe Iisus.